Zia naște monștri și face pagube furios peste măsură pe fosta iubită. Un bărbat de 39 de ani din Bacău și-a vărsat năduful pe mașinile de pe o stradă întreagă. Deși proprietarii autoturismelor afectate nu erau vinovați, bărbatul ar fi fost orbit de gelozie. După incident, fosta iubită, o tânără de 25 de ani, a cerut ordin de restricție împotriva bărbatului. Colega noastră, Clara Mihociu, știe întreaga poveste și ne spune ce s-a întâmplat cu el. Să o ascultăm. Bun găsit! Tânăra în vârstă de 25 de ani a fost cea care a sunat la 112 spunând că la ora 4 dimineața fostul ei iubit, pe fondul unei crize de gelozie, s-a răzbunat pe mașina ei personală. Practic, acesta a venit înarmat cu o rangă și a lovit autoturismul respectiv, a spart parbrizul, geamurile și, desigur, a lovit și caroseria. Doar că bărbatul de 39 de ani nu s-a oprit la a vandaliza doar mașina fostei sale iubite, ci a lovit tot ce a prins în cale, a distrus alte 6 autoturisme parcate în imediata apropiere. De asemenea, le-a spart parbrizul, luneta, ori geamurile, ori a provocat alte distrugeri la aceste autoturisme. În momentul în care polițiștii au venit la fața locului, au constatat faptul că bărbatul este extrem de violent și au sugerat femeii să ceară un ordin de restricție. Însă aceasta a refuzat. Totuși, din cauza faptelor pe care le-a făcut, s-a deschis un dosar penal pentru distrugere, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.